Concursul Medru se organizează doar în zona Muscel, da? Și în câteva comune din Dâmbovița și Brașov, care au făcut parte înainte din fostul județ Muscel. Concursul Medru vine de la Sumedrea. Sumedrea era responsabil cu aprinderea focului care să anunțe venirea popoarelor migratoare. A fost prins de către potropitori și ars pe focul făcut de el. Și de aceea se dă de pomană în această zi după aprinderea focului în cinstea lui Sumedrea, lui Sumedru. Deci acesta este tradiția focului lui Sumedru. Iată ce putere are acest foc al lui Sumedru, care vine de peste 2000 de ani și adună în jurul lui mii și mii de oameni.